Salut! În acest test de trivia am să verific și o să vedeți în timp real rezultatele cât de bine știu că Isus este istoric. Și sunt mai multe întrebări și am să văd cât de bine răspund, cât de bine înțeleg pe Isus istoric. Și acesta este pe pagina lui Bart Ehrman și haideți să vedem. Deci sunt 15 întrebări. Iisus, de genul ipotezului Iisus, îi s-ar să greșesc câte una. Dar este Tacitus sau Pliny the Elder? Cred că e Pliny the Younger. Deci aș merge pe Tacitus, de exemplu. Care e istorie care îl menționează pe Iisus? Care este motivul principal care a fost la crucificare? Eu zic că el s-a afirmat că este regele evreilor. Care titlul își folosește Iisus? Fiul omului, cred eu. Cred că este lângă Ierusalim, dar nu mai țin minte unde este predicat de pe munte. Aș spune că e lângă Capernaum sau Betania. Hai să, asta chiar îl pun la întâmplare. Care dintre aceste vorbe sunt vin de la Isus? Prima, sigur nu, că eu sunt adevărul, calea și viața. Sigur nu, ultima. Asta sigur nu, paste prin eliminare. Mulți sunt chemați, puțin sunt aleși. Hai să vedem rezultatul. Ultimul step, ultimul pas. Include și e-mail. Ok, hai să vedem și hai să vedem rezultatul. Perfect, am luat 15 din 15. Deci, în principiu, dacă ai pregătirea mi-aș, din păcate nu am pus de la început, cel puțin din punct de vedere al analizei istorice, să fiu clar, nu sunt prea cititor de Ehrman. Dar citind cărți care folosesc standardul istoric, pot să răspund la quizul lui Ehrman cu 15 din 15. Dar recunosc că o întrebare am pus-o ghicind. Mulțumesc, ne vedem data viitoare!